În partea aceasta o să croim fusta noastră, dar aveți grijă că nu se poate la îndoitura materialului, pentru că avem două părți care nu sunt la fel. Deci semnăm care este dosul materialului, dublu lat, și o deschidem. Puteți folosi orice material, eu acum am o stofiță așa mai subțire, dar nu contează ce material aveți, să aibă un pic de ținută. Și acum, deci ai dosul materialului, acum iei tiparul și pui cu dosul în sus. Deci, trebuie să... Deci, partea asta o luăm acum jos de aici, până croim. Tu trebuie să te gândești că partea aia la altă îți vine, deci care ți este partea care o să vină pe față. Deci trebuie să ai foarte mare grijă. Deci partea aia o să vină invers. O fixăm și lăsăm lungimea pentru tip. Aici lăsăm doar pentru cusătură. Semnele toatele semnăm lungimea pensei. Aici semnăm unde se va întâlni, unde se vor întâlni cusăturile. Lungimea penselor. Așa. Deci, după ce ai semnat, după aia putem să o luăm jos. Știm că aceasta este partea care ne trebuie. Voi, care sunteți începătoare, veți copia partea aceasta. Veți copia partea aceasta pentru că aceasta ne trebuie o dublură. Deci 4 cm. Veți copia pe o altă hârtie să aveți tiparul. Eu acum ca să vă arăt, ca să știți cum trebuie făcut. Deci această parte, pentru că aceasta o să vină aici cusut și o să vină îndoit, deci partea aceasta trebuie să o croim. Deci lăsăm numai rezerva de cusătură și partea aceasta care îți rămâne de acolo, asta deja este căptușala, dacă o faci căptușită. Înțelegi? Deci atâta o să fie material. Deci ăsta vine din material și aceasta deja vine căptușala. Deci ai așa și o să-ți vină partea aceasta care o să vină înăuntru dublura. Acum o decupăm. O decupăm așa, deci semnăm, deci desenăm și partea aceasta și lăsându-i o rezervă de cusătură. Partea aceasta nu o croiesc ca să vedem cum ne este partea aia la altă. Acum mai bine, deci asta o decupăm, lăsându-i rezerva de cusătură. Nu mai mult decât o să coși. Aici, la tiv, va trebui să fii atentă, pentru că dacă o iei în linie dreaptă, nu ți iese bine. Deci aici trebuie un pic ca să îndoiești, înțelegi? Ca să lași rezerva de... Deci ca să ieși un pic aici la tiv, așa.
Pentru că dacă mergi în linie dreaptă, nu ți iese. O să vedem. Aici unde sunt pensele, sunt semnele și pișcăm aici până unde o să fie îndoit. Deci aceasta este partea noastră de jos. Acum o să întindem partea aia. Pentru partea din spate îndoim materialul în două și lăsăm aici rezervă de cusătură pentru fermoar. Deci așa punem. Și lăsăm aici cam 4 cm pentru fermoar. Deci aici tăiem. Semnăm până unde o să vină fermoarul, deci până unde o să fie cusut. Și semnul șoldului, cine dorește. Lungimea pensei. Și atât. Scoatem și spatele. Pentru cusătura laterală. Aici va veni fermoarul. Aceasta trebuie surfilată înainte și punem un pic de inserție. Am scos spatele. Ți-am arătat că pe partea asta vine partea aceasta care am scos-o și acum scoatem partea aia. Așa. Deci amândouă sunt pe dos. Deci ca să știi că sunt pe partea de dos și întorcându-le va veni pe față. Să fie pe fir. Ce înseamnă pe fir? Adică să fie pe lungimea materialului, pentru că dacă este în bie, atunci deja nu este bine. Așa, acum voi opri aparatul pentru că n-am loc ca să o dau. Croim și cordonul acesta, partea aceasta care vine separat. Aceasta trebuie dublu. Deci de două ori, înțelegi? Pentru că o știrțuim. Deci îmi trebuie așa de două ori. O să-i punem un pic de inserție. După ce punem întăritura, după aia facem semnul încă o dată. Deci ca să vedem că este corect. Deci m-am referit așa la o dublură, ca să aibă o ținută. Putem să facem acest cordon, putem să facem și așa ca să fie numai o cataramă, deci nu să se lege. Deci cine cum dore, cum o dorește. Acest model se poate face și ca o parte de jos pentru o rochie. Deci atunci la talie trebuie să fii atent, atunci nu trebuie să ridici talia așa de sus, rămâne la
Deci faci așa, totdeauna semnezi un pătur. Știi că aceasta trebuie lipită. Acum, partea aceasta din față, deci aceasta care trece peste, și la aceasta trebuie o dublură croită, și anume dublura aceasta trebuie să fie în prelungire, deci așa. Deci dublura aceasta ar trebui să vină așa și să fie tăiată. Deci cum ți-am arătat semnul acesta ieri. Deci partea aceasta împreună, așa, și deci partea aceasta, așa, trebuie să vină dublată. Deci se poate tăia, se poate tăia și restul este căpușala. Deci eu am să-ți o tau, dar tu să-ți o copiezi prima dată. Eu am să o tau pentru că pentru mine, deci numai ca să vezi despre ce vorbesc. Aceasta deja este căptușala. Bineînțeles că tu ai produsul, deci tu nu faci acest lucru numai după ce ți-o copiezi ca să-ți rămână tiparul. Înțelegi? Așa. Și acum, partea aceasta care o vei croi din material, tu trebuie să ai grijă ca să fie față la față. Înțelegi? Deci ca să fie față la față, înțelegi? Nu cumva să o croiești invers. Deci trebuie materialul să fie... Tu mă înțelegi ce zic? Hai. Mă înțelegeți ce zic? Deci aceasta este dosul materialului. Dar mie îmi trebuie fața materialului ca să fie față la față. Sau faceți așa, așezați partea aceasta, așa, și semnezi și lași rezerva, înțelegi? Pentru că aici îți trebuie, partea aceasta de prelungire trebuie să fie dublată. Altfel nu iese frumos, deci necesită material, deci spun de la început, trebuie să aveți grijă. Deci, dacă așezi așa, înțelegi, atunci trebuie să așezi așa ca să ai tu, să ți se dubleze partea aceasta. Înțelegi? De-aia am ținut ca să ți-o arăt, ca să vezi cum vine. Deci, partea aceasta tu trebuie ca să o copiezi încă o dată. Înțelegi? Sau o croiești așa. Deci, trebuie să-ți ajungă până la linia de talie. Dacă nu... dublezi talia, nu este bine. Ți-o arăt așa ca să îți fie mai ușor, ca să înțelegi mai bine despre ce vorbesc. Deci aici să fie, să ajungă până la lungimea lui. Nu să-mi ajungă în partea asta la altă. Trebuie să ajungă. Aici mi este importantă partea aceasta. Deci este importantă ca să fie și în linie dreaptă. Deci pe fir. Thank you.
nu ajung. Cred că m-ai înțeles. Deci partea aceasta trebuie să fie așa dublată, pentru că o să fie întoarsă și o să fie, asta e față la față și o să fie întoarsă înăuntru. Și la partea aceasta îi croim un pic de inserție, deci lipici, ca să stea mai frumos. Deci, dar aceasta, bineînțeles, că simplu. Deci așa cum este inserția, pentru că ne trebuie doar o bucată. Pe dos. Deci totdeauna semnăm în partea în care este X-ul, ala este dosul și așa să o croim. Nu am loc pe masă de aparat. După ce toate ne sunt pregătite, adică în sensul acesta este croită dublura, este lipită, este sulfilată. Aici la petelie am lipit-o și aceasta, dar prima dată trebuie să executăm pensele și cu atâta o să fie petelia mai scurtă. Deci mergem la mașina de cusut, executăm pensele. Partea aceasta arată așa. Deci în momentul în care este necăptușit. Deci vorbesc despre o fustă care nu este căptușită. Tot așa. Deci am croit dublura până aici. Așa. Această dublură, în cazul în care o faceți căptușită, este un costumar sau ceva mai degală, atunci căptușala va veni de aici. Deci pui tiparul, scazi atâta și restul va fi căptușala. Așa. Tot așa facem și la mijlocul spatelui. Am pus un pic de inserție, atunci este mai ușor de montat fermoarul și lăsăm un șliț în partea de jos. Mergem la mașina de cusut, executăm pensele.